trebuia să fac terapie înainte să urc pe scenă. <laughs> și i-am zis, ok, dar pe altceva disponibil mai devreme. Aveți, da, avem pe 11 ianuarie un domn. -am, cu un domn n-am mai făcut și nu mi-a plăcut. That, that sounded sexual. O să-mi dau masca jos doar pentru cameră. Adevărul este că sunt căcat pe mine. Dar sunt sigur că nu se vede. Așa e. Mm. Nu știu ce zic. Se vede? <laughs> 24 ianuarie, duminică. Oh, mai e un minut. Mai e un minut până la ora 5, este ora la care am chemat oamenii aici. Uh, și de aici, teoretic, mai sunt două ore până când vom urca pe scenă. Nu doar eu, ci și bunul prieten Bogdan care face asta tot prima dată în viața lui. Pe ne începem în cariera în stand-up comedy. Poate. Versa ca vechi se state ca tot de la Villa Diesel, nu de la Rafo Chiar fi cumpăr numai de la Carrefour Tender ca Ovidor, am boca stalone până rup filmul Că nu sunt alea de trebuie să fiu primul Că dacă nu-s locul, nu-s tot ultimul Dacă nu călătore, să călărești timpul Dar nu-s de cursă lungă, chiar dacă par tipul Sunt party pooper. nu nu vorbi cu mine că te supăr Și pun ceva heavy de la tupor. Ah, să fac cu fie 3.0 Ariel uh, uh. Atât? Aia zi. Bun. Without further ado, chiar nu vreau să o fixez, uh, avem în această seară primul, care vine din Paleolitic, am înțeles? Cromacul nostru preferat, Bogdan Neacu! Da, bună seara, cum vă simțiți? Totul bine? Aveți apă caldă, aveți căldură? Eu sunt Bogdan de la Turific și am venit aici să testez microfonul și iluminatul pentru Ariel care urmează un pic mai târziu. Acum vreo două săptămâni mă sună Ariel să mă ademenească. Salut! Eu sunt Ariel și tocmai ai dat play la trei idei. Prima, să vii la ziua mea. A doua, să faci un pic de stand-up. Și a treia să uite de datoria aia de 60 de lei pe care o, ai la mine, o am la tine de 2 ani de zile, contra urcatului pe scenă. Ce zici? M-am cuit eu un pic, m-am gândit, am calculat costul de oportunitate și am acceptat. M-am îmbrăcat frumos de la SH, cu jacheta asta de damă, ca să o enervez pe Irina, că nu-i place că mă îmbrac în haine de damă, sau că mă îmbrac în haine de la SH, sau că mă îmbrac. Da. Acum am crescut, ne enervează alte lucruri. Șoferii din București, de exemplu. Mă rog, șoferii de mașină mică în trafic sunt destul de ok, sunt chiar primitori. Când mergi cu pic la în trafic, întotdeauna se găsește... Întotdeauna se găsește <laughs> unul care să-ți <se> deschidă larg ușa. <laughs> și șoferii de autobuz în nasol. Într-o zi, fugeam spre un autobuz, m-a văzut ăla, sunt sigur. A închis ușile, a demarat în trombă. M-a enervat teribil nenorocitul. Mă rog, eu eram în spandex la jogging, n-aveam treabă cu autobuzurile, dar oricât m mai enervat. Dar cel mai tare, cel mai rău, cei mai răi, sunt șoferii care parchează ilegal, frate, pe trotuar și pe trecerea de pietoni. Bă, nene, îmi vine să mă duc la ăștia, să le zgârii mașinile. Bă, și câteodată, câteodată chiar am pornit în asta, știi? Scot cheia, mă apropii de mașină, vreau să zgârii și mă opresc, frate, că mă gândesc cum mă aș eu mă mânca dacă mi-ar zgâria mie cineva tigaia de la biclă. Acum, ultima fază. Eu atât am avut de pregătit că nu mă mai lasă copilul. Urmează gazda noastră. Îl știți. Eu și el avem în comun mai nou o pasiune pentru zâțe mari. Avem în comun o pasiune pentru polo. Și avem în comun un singur prepuț. Doamnelor și domnilor, urmează Ariel. Oh, cum se simte! Salutare tuturor celor care văd acest video de acasă. Eu sunt Ariel, probabil că nu mă știți, spre despre de acești 30 sau mai mult de 30 de oameni din sală care mi sunt prieteni dragi și pe care i-am torturat în, în, plină pandemie să, să, fie aici să mă asculte făcând sau încercând să fac stand-up comedy pentru prima dată în viața mea. Nu sunt pregătit, sau ca să vă zic cât de pregătit sunt, <laughs> o să vă întreb ce ați făcut de Revelion. Nu trebuie să răspundeți, pentru că e stand-up și trebuie să tăceți din gură. Dar vă zic ce am făcut eu de Revelion. Am decis că o să fac Revelionul singur acasă, sau singur cu zira acasă, pisica, tocmai ca să mă apuc o dată de acest stand-up. Acum întrebați-mă ce am reușit să fac în noaptea de Revelion. Nu... N-am făcut nimic. M-am așezat în canapea, m-am întins, aveam pisica pe piept, laptopul în poală și deși îmi propusesem foarte clar să stau acasă și să scriu, n-am scris absolut nimic. Pe la 12 fără 20 am început artificii, Asta cu zira pe geam, ne-am uitat la artificii. Asta e povestea, atât de pregătit sunt. Și acum întrebarea este, totuși, când m-am apucat să scriu treaba asta? Next thing I know era 13 ianuarie. Azi e 24 ca idee, deci sunt 11 zile. Eram pe aceeași canapea, cu aceeași pisică în brațe, cu același laptop. uitasem complet că am un stand-up de făcut. Anunțasem câțiva oameni că o să fac asta. Eu așa funcționez, nu știu cum funcționează voi. Eu anunț oamenii că o să mă las de fumat. Sper că o să mă las. Nu fumez, dar așa funcționează. Le-am spus multora că, mă, că fac stand-up, cred că pe unii chiar i-am invitat, cred că începusem să dau meluri la săli, adică eram sigur că fac, dar era 13 ianuarie și nu făcusem nimic. Așa că, precum ziceam, canapea, pisică, laptop și Netflix, că asta fac, eu nu știu ce faceți voi, asta făcusem și de Revelion, precum am zis, și scroll, 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 scroll și uneori chiar mă întreb ce, gen, dacă aș fi să rezum toate orele petrecute cu Netflix în față, mă întreb cât la asta e scroll și cât la asta e privit ca lumea, nu mi-e clar, cred că e aproape egale, și am găsit la un moment dat un, un fel de, nu documentar, o animație despre meditație, asta a fost. Și ai zis, a, perfect, meditație. Îmi zic de acum un an, din de la începutul 2020, am zis, mamă, mă apuc de meditație, nu nici nicio clipă în viața mea, doar mi-am propus. Așa că i-am dat play și l-am cunoscut pe Andy. Salut, sunt Andy! Apropo, fac vocea asta în română pentru că vorbeam română aici, dar el o face în engleză. Dar după aia am verificat și chiar există voce în română care face asta și cam așa sună. Salut, sunt Andy. Și îți povestești Andy acolo cum el e bud... În fine, și-a ars cu budiști prin Asia, prin munți și că am învățat despre meditație și apoi începe să zică că... Începe să-ți vorbească despre meditație, pur și simplu. Îți explică, nu știu, a văzut cineva documentarul ăsta, seria asta? Sunteți câțiva. Ok, zice acolo în primul episod, e foarte drăguț, chiar vi-l recomand, ceva de genul că când meditezi este ca o, e ca o autostradă a gândurilor și mașinile merg haotic din dreapta în stânga și de peste tot, peste tot. Unele sunt haotice ca naiba și fac accidente și treaba ta e să stai acolo lângă autostradă și doar să le privești cum trec. Și ori de câte ori simți nevoia să te duci spre un gând să intri într-o mașină de asta sau o furi, să cine știe ce faci, să trevi la poziția asta în care doar vezi autostrada. Basically, ce fac eu acum uneori când fac un pas în spate și îmi dau că voi toți vă uitați la mine. Și dacă nu ți iese asta, zice el, trebuie să respiri. Sau în fine, să inspiri pe nas, să expiri pe gură și ca să te focusezi și mai mult, să numeri. Fiecare inspirat în gând, 1, 2. Nu o să medităm împreună acum, dar după vreo 10 minute, chiar încep să mă gândesc, Băi, Andy, dar medităm, că mă așteptam să nu să mi povestești de meditație, ci să începem. Fix când am avut gândul ăsta, Andy mi-a dovedit că îmi citește gândurile și mi-a zis, acum medităm. Bun, pisica în brațe, laptop în brațe, canapea, fix așa pe spate. și mi-a zis, stai cum vrei, că nu trebuie să stai în fund, perfect. Mi-a zis să închid ochii, am închis ochii și mi-a zis să încep să respir să simt cum mă imersez în canapea și să fiu conștient de locul în care... Era foarte drăguț. Pisica torcea. La un moment dat, în timp ce îmi făceam respirația, să, să-mi observ gândurile, cum vin și cum prin respirație le pleacă și eu sunt atât de șmecher că pot să le las să plece. Și după ce am făcut asta și eram mândru că, băi, iau uite, chiar funcționează. În fine, durase probabil 30 de secunde să-mi dau că funcționează și eu mândru de mine. Sunt mândru de mine foarte repede. Nu știu. Dar după ce am fost mândru de mine foarte repede, zice Andy, hei, hai să facem un experiment acum. Cum ar fi să nu mai respiri, să-ți lași gândurile să vină și să vedem unde se duce creierul tău? <laughs> și primul gând a fost, bă, eu în loc să scriu la stand-up meditez... <laughs> și v-am zis toată povestea asta ca să sparg gheața și să vă explic că asta înseamnă să investești în tine. Să dai 5 euro pe Netflix, lunar, și să meditezi o dată în viață se întâmple asta. That's a good investment. Sper că și voi investiți în Netflix. Da, acest stand-up nu este sponsorizat de Netflix, dar dacă e filmat foarte bine, sper să ajung acolo. Mi-a venit ideea asta să fac stand-up prin 2017. Atunci am zis, băi, cred că mă apuc de stand-up. Ba chiar mi-a venit ieri o scrisoare trimisă de mine din trecut. Dacă v-am rupt capul acum, există un site, în fine, îți scrie, îți scrie o scrisoare din trecut, îți vine când vrei tu, uitasem de ea. Aparent mi-am scris în 2017, în septembrie, o scrisoare pentru ieri, ca să-mi urez la mulți ani. Și, în fine, era un kilometric de depresie, un 5 km de text de depresie și la un moment dat ziceam acolo că te gândești și te apuci de stand-up. Și m-a uimit faptul că chiar astăzi făceam asta și uitase în complet. Ideea e că în 2017 mi-a mi venit ideea, am început atunci să-mi notez niște glumițe. Glumițe, cred că e mult zis, pentru că am recăutat lista aia după 13 ianuarie. Apropo, după meditație, vorbesc serios că asta s-a întâmplat. Adică nu glumesc, noaptea aia, până la două noapte am stat să scriu. Meditația a funcționat, chiar vă recomand, meditați și voi. Nu doar o dată. <laughs> Și printre notițele alea de glume din 2017 pe care le adunam, îmi notam că, băi, pe mine mă doare faptul că plătesc netflix doar în momentul în care văd notificarea plății. În rest, Și ăsta e secretul marketingului ăsta de abonament, de ți-a banii, ți-a banii, ți-a banii. Și îmi notam eu acolo că dacă aș fi Netflix, dacă eu aș fi Netflix, aș fi super malefic și aș opri aceste notificări. Pe cât pot? Să le iau oamenilor cât mai mult. Să uite de banii pe care îi iau de la ei. Funny story, nu știu cum naiba asta era o glumă în 2017, dar eu când am citit asta, mi-am dat seama că n-am văzut o notificare de la Netflix de atunci. Sunt patru ani și nu sunt 5 euro, v-am mințit, sunt 11. <laughs> Pentru că când am făcut contul la de Netflix, eram într-o relație stabilă și trebuia să ne uităm amândoi. Și mai aveam și prieteni care, mulți dintre ei sunt în sală, care n-aveau chef. Nu, îmi bag eu cardul online, am eu bani, -am pot să-mi dai și mie. Actually, așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat să-mi ridic acel uh, 5 spre 11, pentru că într-o seară voiam să mă uit la ceva și nu puteam. Ea era în camera cealaltă să-i uita, probabil se uitau și alți prieteni ăștia mai săraci și am zis, bă, știi ce? Îmi măresc contul. <laughs> și acum vă fac un calcul. Diferența aia de 6 euro despre care vă vorbeam, ori 4 ani, 288 de euro. Evreu. <laughs> Aș putea să zic că atât m-a costat gluma asta. Dar am observat un pattern la mine, nu știu dacă și voi îl aveți, de multe ori mi s-a că îmi plătesc prietenii să -mi fie prieteni. Așa că, cine în sală aici mi-a folosit vreodată Netflix-ul? Hai, hai! hai, hai. <laughs> Mulțumesc că <-mi> sunteți prieteni! <laughs> Am spart gheața asta cu evreu. Voi aici în sală știți că zic că sunt evreu. Cine mă vede pe YouTube sau Netflix, doamne, ajută, află abia acum. Dar despre evrei și Bogdan mi-a făcut introducerea aia cu prepuțul. Hai să vă zic, să vă zic cum am aflat că sunt evreu. <laughs> Aveam vreo șapte, opt ani. Aveam un prieten foarte bun, îl chema Vlăduț. <laughs> și ne jucam foarte mult pe Sega la televizor împreună. Era sega meu la mine acasă. Și nu știu cum naiba se făcea că uneori ne venea să facem pipi deodată, dar asta -s prima dată când s-a întâmplat să facem pipi deodată. Ne-am dus și am făcut pipi deodată, din picioare. Eram micuți, na, cum e veceu. Eu, bine crescut, ca atunci când îmi ia sânge, stăteam așa. Nu-mi lua sânge, dar făceam pipi și stăteam așa ca să nu. Nu voiam să văd cum e acolo. Dar am auzit din dreapta. De ce e puța ta diferită? și evident că atunci m-am uitat, m-am speriat. El. Fast forward, am fugit chiar în direcția aia era bucătăria unde era și maica mea, unde erau prieteni de familie și am întrebat-o pe mama, mama, de ce? De ce are vlăduț puța diferită? <laughs> și de față cu toată lumea, cu prieteni, cu rude, cu părinții lui vlăduț, șapte-opt ani, mama mea a zis, a, păi tu ești evreu. <laughs> și la opt zile, la opt zile, ți-am tăiat pielea de acolo și ești evreu. La opt zile. <laughs> Cum să n-ai probleme cu abandonul? Dar la 8 zile... Așa am avlat, aflat, prima, prima, prima dată că simt evreu. Asta a fost prima formă. Am acceptat, am zis, ok, that's me, I have a different thingy. Deși, na, el zicea că a mea e diferită, evident eu consideram pe a lui diferită. A doua oară când am aflat ce înseamnă mai, mai mult despre a fi evreu, ce mă face de fapt evreu, era la 25 de ani, când am pus-o pe maică-mea în fața camerei de filmat și am întrebat-o de ce mă cheamă Ariel? La 25 de ani. Azi fac 30. Acum 5 ani. E recent. De ce mă cheamă Ariel? Acum, de ce o întrebam asta? E evident. I've been bullied my whole... Am fost, cum zici, bully în română? bully, bully Am fost... Uh, s-a de numele meu. Mi s-a zis Axion, de Mica Sirenă, spuneți cum vreți. Și ok, acum râdem despre asta că am o vârstă, dar atunci era greuț. A fost tare greuț, așa că, da, cred că a, a, făcut niște răni în mine, așa că am întrebat-o pe maică, mama, de ce? De ce are el? Și nu știu cum naiba am prins-o pe maică -mea în momentul ăla cu camera în față și cred că a trebuit să fie sinceră. <laughs> și de fapt atunci am aflat cu adevărat ce înseamnă să fie vreu și vă explic imediat care e faza. Mai că mi-a făcut ochii mari așa la cameră. Apropo, video ăsta e un vlog, e pe, e pe, YouTube, poate fi văzut, I'm not lying. <laughs> și mai că mi-a zis, păi... Străbunica ta a venit la mine și mi-a zis că o să ne dea un cărucior dacă preluăm numele străbunicului tău. Așa că toată trauma asta cu detergentul e în costul acelui cărucior. Mama nu e evreică, mama e creștină. Străbunica e evreică străbunicul și el. Și uite așa, am ales cu numele ăsta. Evident, în video mama zis, da, dar e un nume frumos, ce e un nume urât? Nu e urât, dar serios? <gântu -i> <gântu -i> și asta, 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 asta înseamnă să fie evreu. Azi, din punctul meu de vedere. Să poți să vinzi unei mame creștine, tradiția ta și povestea și bullshit-ul și ăsta, că, hei, trebuie să iei numele. Și a zis că, da, e un nume frumos. <gântu -i> Mama, dar nu știai de Dero, nu știai de mica? Nu, nu era. Pe vremea aia nu era. I had to accept that. <laughs> mă duc la terapie. Oh, ce bine este aici asta în fața unui public. Să așa cool. E ca aia cu meditatul. Uite, am uitat să zic asta. Au, la tot felul de prietene, fete, că bă, am găsit un tip e așa. Bă, meditează. De parcă eu, știi? Așa e și cum mergi la terapie. Bă, meditează, merge la terapie. Face 25 de flotări în fiecare zi. Nu, nu, nu Suți! Da, mă duc la terapie nu pentru că sunt nebun, bănuiesc, ci pentru că pur și simplu îmi permit. Nu pentru că ești evreu, ci pentru că am ajuns la vârsta asta. Am mers și la terapie când nu mi-a permis și mergeam așa cu. Chiar trebuie să dau 150 de lei, pe 45 de minute. Acum dau 180. <gâng> <gâng> și cei mai fani e că aici, în primul rând, stă omul care mi-a făcut conexiunea. E o prietenă foarte bună care are chiar această meserie și știam că nu pot să mă duc la ea și ai zis, băi, e groasă, din... dă-mi un contact să mă duc acolo. It's a funny story, am sunat undeva anul trecut, în 2020, chiar la recepție și ne zis, băi, da, eu Ariel, vreau să vin, da. nu știu exact la cine, uite am o recomandare cu numele ăsta. A, nu se poate, decât pe 20 ceva ianuarie. Și nu mi-a mi, -a, nu mi -a convenit, adică nu aveam atâta timp, trebuia să fac terapie înainte să urpe scenă. <laughs> Și i-am zis, ok, dar pe altceva disponibil mai devreme Aveți, da, avem pe 11 ianuarie un domn Cu un domn am mai făcut și nu mi-a plăcut that, that sounded sexual Wow în fine, i-am zis prietenii mele de aici din prima bancă că, băi, fii atentă, e cam pe eu n-am răbdare până pe 20, eu înțeleg că tu ai încredere în ea și mi recomand. Da, nu, 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 nu. Și am zis, băi, nu se poate, vorbesc, cu, vorbesc eu cu ea, îți pun o pilă, cum se face în România. Sunt mișto topilele, mie îmi plac, adică nu este ceva negativ. Sunăm, vedem, la, 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 și mă sună înapoi și face, fii atent, îți dau numărul eu, o că poate oricând doar sună. O sun. Și îi povestesc un pic, îmi zice că da, conexiunea, la, la, când, când ai vrea? Și eu zic, cât mai repede. Și a face... Pe păi, prima mea zi lucrătoare e 4 ianuarie. așa gravie? Vrei? <laughs> Eu plângând, da! <laughs> Te rog! Așa că am început terapia asta chiar pe 4 ianuarie, dar atunci merg săptămânal. Cred că am fost de 3 ori până acum. E foarte drăguță doamnă, să... i-am zis că fac asta weekendul ăsta, i-am zis că o să fiu deprimat după, a fost foarte mișto. Mi se pare că la terapie e ca și cum stai de vorbă cu, cu un prieten foarte bun, care nu te judecă, știe să-și citească așa gândurile. Nu știu, e o încredere de asta reciprocă, are răbdare, cu te... bine, 45-50 de minute, cât are, câți bani dai, evident. Dar, uh, dar ce... de fapt ce e cel mai fain, evident că poți face asta și cu prieteni, e că nu trebuie să întorci favorul ăsta. Eu uit de ea. Eu, nu, nici nu pun problema că ea are o viață ei, problemele ei. Nu, eu uit. Că dacă ar trebui să întorc favorul, ăștia sunteți voi, gen prieteni. Și apropo de asta, că tot ziceam că, că îmi plătesc oamenii să fie prieteni, singura diferență dintre voi sau parte din voi și doamna cu care mă văd la terapie este că ea încă nu mi-a cerut login, nu de Netflix. Deși pe toți vă plătesc să fiți prieteni într-un fel sau altul. În fie, de deci ce v asta? Pentru că m-am gândit la un nume pentru ce fac aici în seara asta și se numește terapie în public. Basically, eu vin, vorbesc și în loc să vă plătesc să mă ascultați cum o plătesc pe doamna aia, ha, ha, e ziua mea și profit de voi și chiar dacă nu fac bani în direct, mi se pare că fac bani, că nu mă ascultă, nu mă ascultă 30 și 180 de lei ori 30 ori o oră. Sunt ceva bani, nu e calculul făcut. <laughs> nu zic atât de vreo. Apropo de terapie, nu știu dacă ați văzut oameni pe YouTube care uh, au, efectiv, clar au problemă. adică sunt niște videouri cu ei, o iau razna prin video, nu știți despre ce vorbesc sau nu? Vezi, sunt tot felul de dovezi cu oameni care au razna și filmați de alți oameni, pentru că avem toți telefoane și filmăm de la clar. Și azi oameni care ne neduși la terapie și n-au avut prieteni care să le zică așa. E, eh, ce s-a întâmplat? Eu ne dus eu la terapie prin 2015 <gâng> și având așa complexul ăsta de a salva toată România și tot ce e în jurul meu și făcând parte pe vremea 2005 din subspecia vlogger, hipster, biciclist, în fine, eram super enervant. Când vedeam ceea ce nu-mi convenea, scotea scoteam camera, vorbeam așa la aici, hey, uite ce am văzut eu aici, în camera și filmam. Și video ăsta e pe internet, e cel mai viral video al meu. Are, azi dimineața avea 80 de mii de sper să facă milionul, dar după ce face stand-up ăsta. <laughs> și, basically, am văzut un, un domn care, în mod cert, adică acum, privind înapoi și întotdeauna la video ăla, are probleme la biblică. Domnul ăsta refuza să se legitimeze și țipa la polițistul ăla și zicea că vă vede Dumnezeu. Și tot felul de alte chestii. Efectiv, un sfert de oră am stat acolo, 10 minute am stat acolo și vedeam că nu se legitimează. Când am scos camera, m-am prins ce se întâmplă, precum v-am m-am filmat singur, am zis, uite, un domn care nu vrea să se legitimeze, ceva se întâmplă aici, și am întors camera. Domnul m-a văzut imediat și a început să zică polițistului, uite, uite, băiatul filmează. Little did he know că eu nu eram de partea lui, eram de partea polițistului. Polițistul m-a văzut și el, mi-a făcut un sens subtil așa. Filmează, filmează, filmează. Eu am știu că mă prietenesc cu el. M-am gândit că fac o faptă bună, efectiv. Asta, asta era în capul meu, era o faptă bună și, na, poate un viral. Nu, știam că o să fie viral, evident. A durat destul de mult film, filmarea asta pentru că omul în continuare refuza să legismeze ridica ridicau vocea unul la altul. Dacă aveți curiozitatea, se numește atitudine față de poliție, cred că o găsiți pe YouTube for el. A ajuns în presă video-ul s-au făcut meme-uri cu acest domn. It's a big deal looking back. Și la un moment dat polițistul ăla chiar mi-a zis în timp ce filmam că să-mi prezentați un buletin, vă rog. Nu m-am speriat, m-am gândit că e de bine și aparent chiar era de bine, sau așa credeam, pentru că devenisem un martor în acest caz. Până la urmă domnul și-a prezentat actele, bla, 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 am treat ok, pot să plec acum și end of the day, am plecat, am ajuns acasă, mi-am editat video, l-am pus online, bla, 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 viral. Și am uitat de povestea asta. Am uitat. Un an de zile am uitat. Marți 7 dimineața, o zi random de marți 7 dimineața, un an mai târziu, mă duc la ușă, mă uit pe vizor, cheaun un și erau trei jandarmi. Era fapta bună pe care o făcusem. Îmi bătea la ușă, deschis, bună dimineața. Mi era teamă că miroase a chestii din casă. Da, omletă cu ciuperci, cu verdețuri. Și îmi zic, jandarmii zic, foarte respectos așa, Ariel, da, Ariel, știți, trebuie să vă luăm, eu vă așteaptă o mașină, o dace loc în jos, inscripționată cu jandarmeria, cu noi, și trebuie să vă luăm la tribulan, uh, tribunal. tribunal, tribunal. pentru că erau trei și... -a... -a <laughs> în fine, evident, am zis bine, stați, -o... vreți să intrați? Nu, ok, m-am dus, v-am pe vremea aia, am luat camera de filmat, Șapte dimineața m-am dus cu trei de ani. Eu făceam viral încă. M-am îmbrăcat repede. Nu știi, chiar nu știam despre ce e vorba. M-au întrebat oamenii, dar n-ați primit niște scrisoare acasă? Primisem vreo două, trei, într-adevăr, dar le ignorasem, pentru că scria acolo că trebuie să mă prezint în cazul 5732 la Tribunalul București, sector bla, 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 în cazul domnului Tache. Cine-i Tache? Eu am citit tale era pe numele meu, dar am gândit, Bă, e o încurcătură, n-are cum, eu nu știu niciun tac, chiar nu, nu înțeleg ce am făcut. Cobor, ploua torențial, ieși și video ăsta pe net ca să vedeți că nu -mi mint, for eu. <laughs> Intru acolo în, jandarmerie, în mașina de așa, plecăm, ajungem la tribunal. <sighs> trebuie să stăm că am ajuns prea devreme, stau cu ăștia în mașină, le ascult bârfele de jandarmi, oameni de treabă, oameni simpli, foarte ok. Și la un dat îmi zic, ok, gata, trebuie să te escortăm. Nu aveam cătușe sau ceva. Da? Ok, m-au escortat, eram cu trei băieți mari după mine. Am văzut și eu cum e acolo, nu fusese niciodată. Și mi-a zis, ok, uite, tu intri în sală, te așezi pe un scaun, am dat doamna aia din față, doamna judecător, sau cred că așa îi zice, o să te chem, de aici te descurci, de -aici noi te-am lăsat, ok? Ok. Nu i-am întrebat dacă mă duc și acasă, că mi-era clar că nu mă duc și acasă. Și stăt <laughs> stat acolo pe scaunel cu minte, am admirat ce se întâmplă, era foarte interesant, erau tot felul de cazuri, îmi amintesc un caz, era cu un domn căruia i-a murit o vacă pentru că vecinul pe care l îl dăduse în judecată aruncase gunoi în curtea lui și vaca nu știu cum n-aiba a mâncat gunoi, așa a murit. Și l-am văzut și pe ăsta care căruia a murit vaca venind și vorbind acolo, dar l-am văzut și pe celălalt, acuzatul. Pe acest acuzat care a zis, domne, da, n-am vrut eu să moară vaca, pe vaca culmea avea un nume, o chema Paula, imediat m-am gândit la Paula, e văcuța ce nu face doar mu, la la la. Era oricum, era 7.30, 8 dimineața acum, nu știam ce se întâmplă, oricum aveam un program pe ziua. La un dat, ok, îl recunosc pe domnul Tache, într-adevăr, în sala. Acolo am știut despre ce e vorba. Se face liniște, începe cazul 5732 cu, împotriva domnului Tache, nu, Tache împotriva domnului poliției române care l-a amendat bla, bla. nu e adevărat, eram acolo, era foarte justificat. Uh, și doamna mă cheamă pe martorul Constantinov M-am ridicat timid dintre toți oamenii Era o sală mai, mai plină de a, decât, sunteți, decât sunteți voi aici Bine, Chiar aveam emoții mai mult decât am acum <laughs> Și m-am prezentat acolo așa, m-am pus lângă doamnul Era o Biblie, m-a întrebat dacă sunt creștin N-a zis că nu Mi-a zis ok, jurați așa fără mână <laughs> Serios <laughs> Știu că m-am uitat la ea așa și -am zis, Adică cum să... Jur să spun doar adevărul și nu a... Jur să spun doar adevărul. Și am jurat. Și mi-a zis, ok, puteți să-mi relatați ce ați văzut în ziua aia. Eu, cu viralul pe YouTube, m-am uitat la ea și am zis, păi, de ce să vă relatez? Că am filmat totul, este viral pe YouTube, a fost în presă. Și doamna mea a zis, pe păi, știu, am văzut video, -ul, de aceea, și aici a început să mă certe, vă tot trimit scrisori să veniți aici, ca martor. și de astăzi a fost nevoie să trimit dupa după dumneavoastră. n a fost dupa, da? În fine, am intrat în pământ de genul și chiar mi-a spus că o să primească o amendă de 500 de lei pentru toată treaba asta. Eram, eram super triste, ok. M-am pus să-i relatez un pic, am relatat efectiv 5 minute ce s-a întâmplat, am scos camera, am, o, o, domnul Tache acolo supărat. Fast forward, înțeleg apoi că tot cazul ăsta de fapt a târnat după mine și că acum tocmai l-am rezolvat cu succes. Și uite-vă pe mine la 8 și jumătate 9 dimineața, în centrul Bucureștiului, cu ziua complet fucked up, nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Uitați-mi complet de cazul ăsta. M-am dus acasă trist, că știam că vine amendaia de 500 de lei, încă nu o primisem. Și, na, sunt sensibil cu banii. Și am văzut că am acest obicei pe care mi l-am instalat, că dacă se întâmplă ceva negativ sau ceva mă costă mai mult decât credeam, sau, nu știu, sunt, efectiv, sunt, am pățesc ceva în nașpa. Încerc să-i dau conotații pozitive cât pot, ca să nu stau trist. Și am început să zic, bă, 500 de lei. 1. Am văzut că mi am judecat. 2. Am, că am făcut o faptă bună. Nu trebuia să mă coste, dar asta e. 3 m-au dus jandarmeria, adică au venit să mă ia de acasă la așa de dimineață. Dădeam oricum bani pe Uber sau pe ce Nu 500 de lei, da. Bun, și în ultimul rând m-am gândit, nu fac eu bani din YouTube, dar un viral am. Merit. Și s-a părut așa, băi, echilibri, adică 500 de lei pentru toate astea. Plus ca să nu mai zic, uite acum, am o poveste de zis. 500 de lei. După toată faza asta, între 2015 și 2016, cam așa, uh, cred că am scos vreo 100 de astfel de vloguri, videouri, ce fi ele. Eu mă expun pe internet de vreo 10 ani, am aflat acum recent de la terapie ce se întâmplă cu mine, de ce mă expun de 10 ani, de ce naiba fac ce fac în seara asta. Am toate explicațiile, ok, de cred că sunt centrat, îmi explic totul de ce, de ce se întâmplă. N-am avut ce să vorbesc când eram mic, basically, am ce să scriu pe net, după aia, nu. No. <laughs> Și după 100 de vloguri și după ce te expui atât pe net și după ce primești multe comentarii la video cu domnul Tache și în loc să zică lumea, wow, ce prost e domnul Tache, zic ție, bă, ce față ai, ce cu părul ăla, de ce filmezi, bă, schimbă fața. Până ziua de azi, vă jur, dacă scot telefonul acum, am notificări pe acel video care vin acum cu comentarii cu ce față am eu. Eu, nu domnul Tache, eu. Dar e ok, fac față hate Dar povestea e de așa natură că în 2016 mi-am închis afacerea. Tribu se numea, și a fost așa un hard break. M-am desprins de prietena mea din liceu, mi-a mi picat tot cerul în cap, așa. Eram super trist. Mai primeam și comentariile alea cu ce față? Am. Eram destul de confuz. Ok. Apropo de tribul, făceam curiera pe bicicletă? și, looking back, cred că aș fi făcut mai mulți bani dacă unul, curierii, fie erau gigolo sau ceva. <laughs> și zic asta nu pentru că ar fi ideea mea, dar aveam un curier care odată ce ajungea, ajunge, cam odată pe săptămână se zicea la o adresă, la o livrare și cam jumătate de oră, 45 de minute, nu mai dădea doamna dispercer de el. Jur. și... <laughs> <laughs> Știu că la un moment dat mi-am întrebat curierii, bă, care e cea mai scurtă livrare pe care ai făcut-o odată? Și am aflat atunci că există livrări pentru care oamenii plăteau 18 sau 22 de lei de la un etaj la altul sau de la o clădire una lângă alta, dintr-un corp în altul, la o corporație, efectiv, asta era procedura și eu mă gândeam, bă, wow, ce, ce ușor fac ăștia bani. Și m-am gândit că și el cumva, tot dintr-un corp în altul făcea o livrare, de acolo toată gândirea asta, al clădirii, zic, corp. Uh, nu am verificat, nu știu ce se întâmplă, omul n-a lucrat foarte mult, e drept, dar să cred că ceva de genul ăsta. Evident, făceam mai mulți bani și dacă livram droguri, deși scria clar pe site că nu livram droguri, deși am zero control despre asta și sunt absolut sigur că s-a întâmplat. I just didn't get percentage of that. Ce s-a întâmplat după toate chestiile astea e că, vă ziceam, mi-am închis business m-am de prietenă și am vrut să fug. Să fug, să mă ascund. Pentru că toți oamenii care erau cu comentarii cu ce față ai la video cu domnul Tache, mă mai opreau și pe stradă. Nu vreau să fiu arogant, dar când eram vedetă, într-un fel sau altul. Nu vedetă de aia de mă știe chiar toată lumea, dar mă știu oameni când mi-e lumea, lumea mai dragă. Fix când nu trebuie să mă știe lumea, fix atunci mă știe lumea. Și nu mai suportam chestia asta. Ieși, ieșisem și eu la un date, și mă opreacem pe stradă și mă întreba, hei, ce face? Fost ta prietenă, a fost tău business? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Și nu puteam, era groaznic. Și am zis, ok, fug. Mă îndrăgostim în vremea aia de Barcelona, scos telefonul, a instalat aplicația aia prin care dai swipe-uri și găsești parteneri de drum, Tinder, am găsit o gagică și împreună ne-am dus în Barcelona. Asta e povestea. Așa am fugit de aici. 2017. Era un fel de lună de miere. Când am ajuns acolo, am stat la un prieten, George. George, dacă vezi asta, te salut. Și. În fine, era foarte frumos în Barcelona. Nu știu dacă a fost în Barcelona, E soare, e. Da, e minunat. Și, apropo de fumat, marijuana, iarba, e. nu legală, dar tolerată. Și, more or less, mă întâlneam cu ea în fiecare zi că cam asta se întâmpla pe acolo. Poate și de asta îmi plăcea foarte mult pe acolo, nu mi-e foarte clar. Până într-o zi, când stăteam așa cu telefonul în mână, Așa, rătăceam printr-un printr cartier al Barcelonei și trăia să mă văd cu niște prieteni și efectiv nu îi găseam. Și pur și simplu s-a întâmplat asta. <gântu -i> și, 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 și eu m-am uitat așa și era un, nu sunt rasist, dar era un negru de 2 metri <gântu -i> care efectiv însmulțese în ziua în mare telefonul din unul. Eu n-am cum să reacționez, am rămas... <gântu -i> Praf. nu mi-a luat telefonul și a fugit a luat și a rămas lângă mine. Și apoi mi-a arătat că de aici, din buzunar, am mai scos un cuțitaș sau așa ceva, nu știu exact cum a fost. Și mi-a zis, ai bani la tine? În engleză. Nu în spaniolă, nu în română, în engleză. Na, no. apropo de Bogdan fiind chitros... No. Eu am făcut fix așa. Dar pe de altă parte, fără telefonul ăla, eram mort. Adică nu știam să mai ajung acasă la George, nu mai știam să mă văd cu prietenii mei, nu mai eram mi poze din vacanță, chiar nu puteam să-i dau. De obicei nu aveam chești la mine, dar am scos portofelul și fix la fel a fost. Mi-a scos portofelul și el a băgat mâna și mi-a smuls banii din portofel, așa. Erau două hârtii, una de 100 de euro, una de 50 de euro. Am rămas iarăși masca, așa nu înțelegeam dacă acum mi-a și banii și telefonul și eu sunt prost. Și de parcă nu era de ajuns eu în continuare, eram așa complet oripilat. Mi-a luat și buletinul, a zis, what, what is this? I-am explicat, eu friendly. Buletin, a, România, 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 ok. Și apoi am mai strălucit lui o hârtie, era o hârtie de 100 de lei. Și pentru cineva ca el, aparent hârtia aia de 100 de lei, e foarte shiny și drăguță. Și, și a luat-o și pe aia. Și m-a întrebat, what is this? Și am zis, a, bani românești, știi că ajung acasă și vreau și eu să-mi plătesc taxiul și, na, nu mi-l lua și pe ăștia. Un fel de. Și el mi-a zis, uh, you want your phone back or no? <laughs> și, okay. Nu mi-era clar dacă o să-mi ia și telefon. Nu, eram deja clar, fără telefon, că pe mine cuțit în față, ăsta 2 metri. Ioana Ziua mea z mare, repet, mă uitam în dreapta, mă uitam în stânga. Adică erau oameni în jur, dar nimeni nu mă salva, nu știam să cer ajutor, nu știam ce să fac. Al, da, a, s-a făcut și cu hârtia aia de 100 de lei, nu, nu mai știu, m-a parcă și câți euro valorează, am încercat să-i zic 10, deși era clar 25, dar în fine. Și mi-a dat telefonul înapoi. Și apoi a la fugă. Asta e ce s-a întâmplat. Asta e povestea mea cu Barcelona. Partea 2 din Barcelona e că dacă de obicei vă povesteam că în România se râdea de numele meu, acolo s-a râs de mine pentru că nu știam cum să pasez cuiu. Acum să vă explic. Eu sunt obișnuit să fiu foarte subtil dacă sunt într-un loc relativ public. Gen, așa. Sau ps -ps. Sau mai, mai sunt fazele alea în care la arunci așa. E, acolo, acolo se râdea de mine că fac asta. Și mi s-a zis, băi, atragi mai rău atenția dacă faci așa. Adică e ok, e tolerat, dar dacă te vede poliția, ți-o Nu mai faci așa. Toată lumea fumează țigările la te, nu știu, ca omul. E ok, totul e în regulă. Mi s-a implementat chestia asta, fast forward, s-a trecut o lună de Barcelona, luna de miere s-a încheiat dramatic și am ajuns înapoi în București. Trei zile mai târziu, nu știu ce a fost în capul meu, probabil obișnuință, cu Andrei acolo în spate. Ne-am dus să vedem un prieten în centrul Bucureștiului. Looking back, eu nu, eu nu obișnuiam să fac, asta, să fac asta în București, doar cumva în intimitatea casei mele. Dar atunci nu știu ce a fost. Era 12 noapte, era la, hai să ne vedem cu el. Era la, pregătisem unul mic de acasă. Și ne-am văzut și ne-am bucurat, eram plecat de mult, ce faci? La, și am făcut așa un cerc, avem noi vorba asta aici, nu știu, unii dintre voi sunt asta se întâmplă, am făcut un cerc. Și ta 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 Eu tocmai le ziceam povestea asta. Vă mi s-a în Barcelona că nu, nu că atrage atenția. Cu atitudine. Băi și n-a apuc, efectiv, îmi da Andrei, îi dau lui, Mateescu, și efectiv, efectiv, vine o mână de aici, așa. Și au bună seara, ce fumați aici. Și m-au trecut toate apele, m-am căcat pe mine, a fost groaznic. Știam că ei nu au nimic și că doar eu am la mine. Era un civil oamenii. N-am apucat să văd atent badge-ul ăla, dar l-am crezut pe cuvânt după... l-am crezut. Poate nici nu... Nu știu. Am plecat de acolo, ne-au dus mai, mai, la stânga, mai la dreapta, nu mai știu, legați în bicicleta cu Andrei mai acolo un pic. și <laughs> ne-au foarte clar, hai, scoateți tot. Și dacă nu scoateți voi, vă căutăm noi. N-aveam răbdare, mi era clar. Știți cum e geanta unei femei de obicei? Haos, gen. E geanta mea e fix opusul, every fucking day. Aveam un singur lucru în în ziua aceea, borseta. <laughs> <laughs> În borsetă am așa, filtre, foi, tutun, un buzunar interior un pic mai ascuns, dar nu i ascuns, trebuie să depui un pic, de mult, un pic mai mult efort, în care erau o punguță, în care erau oregano și un grinder. Cred că cam atât, cred că asta e tot ce trebuie. Și, na, evident, eu am scos asta, am dat borsetă, asta e tot ce am. Vă uitați voi înăuntru. Păi ăștia iau, n-aveau nimic. Rumatescu că au să plece acasă, sau ceva de genul ăsta, sau nu știu, unul dintre ei a trimis acasă, unul a rămas aici cu mine. Ăștia în civil erau doi sau trei, nici nu mai știu. Și mi-au luat borseta și au deschis-o și au pus-o pe primul gard fix ăsta unde aveam bicicleta și au început să scoată. Filtre, foițe. Ei, și când a scos tipul ăsta grinderul, a zis Și efectiv omul a făcut așa și a scos telefonul, a scos camera și a făcut treaba asta poză cu blitz. Asta a făcut, în miez de noapte, la borseta mea și la grinderul ăla. Am stat să mă gândesc pe aia, frate, cu ea a trimis poza aia? Pe un grup de WhatsApp cu prieteni în care el mănâncă oregano, fumează oregano, nu știu ce făcea. Dar l au uimit foarte tare grinderul meu. Încet, încet mi-am dat seama că sunt de treabă ei. adică ei chiar arătau ca niște hipsteri, tatuați, mei, chiar nu poate, chiar vor vedea asta într-o zi. Chiar sunt, adică, tranda efectiv arată ca unul dintre ei. Gabor în civil. În fine, era încă ca pe mine, am întrebat, ok, ce se întâmplă acum, că na, stăteam ca fraierul, efectiv, ok. Am apucat să le arăt ce înseamnă bike polo, apropo, pentru cei ce nu știu din sală și cei de acasă, mult bike polo e aici în sală. Bike e un joc pe bicicletă, e ca polo pe cai, doar că e pe bicicletă. Acum ai pe... Nu, deci polo pe bicicletă este ca polo pe cai, doar că fără cai cu biciclete. 3 la 3, o minge mică, niște bețe, dai goluri și aia În fine, suntem o comunitate mică, se numește BBP. Cât mă stăteam acolo să mă plictisesc, că ei okay, m-au întrebat, dar ce cu bicicleta asta? Dar ce cu casca asta? Și am început să le arăt pe YouTube, uite video cu noi, da, da, da. erau foarte interesați, da, dobroiești. Da. Sí. Și întreb, îi întreb, ok, dar ce... Și mai a acum o să se întâmple următorul lucru. O să vină o dubă de jandar. prietenii tăi nu o să se ducă că n-au ce declarație să dea, dar o să ia pe tine. <laughs> și acum așteptăm. Și am așteptat. Și, într-adevăr, a venit o dubă. Mare, foarte mare. Nu da ce aia Logan de m-a dus la domnul Tache. Au ieșit vreo 15 jandar din ea, vă jur, adică nu se terminau. Nu înțelegeam oricum de ce au coboară. Bă, ăștia mi-au dat borseta înapoi, mi-au dat tot așa, mai puțin pliculețul. Fix înainte se întâmplă toată treaba asta, când băgau totul, filtru, tutun, în, înăuntru. Au mai găsit niște pliculețe și m-au întrebat de ce au scris pe ele. Erau goale. Eu speriat, naiv, prost, le-am zis, a, insat, ah, păi, sunt din Barcelona, de-aia, că acolo e legal. Mi-au zis, a, uita, deci le-ai luat, adus în țară. <grijință> nu le-am mai zis nimic. Nor I was saved by the, 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 the dubă da, am adus în țară, cum o să dovedești? Am, am plecat mai departe și mi-am luat gheozdanul așa, mi-am pus borseta mea și trebuia să traversez. Adică noi eram aici, trebuia să traversez două șine de tramvai 10 metri și era duba cu cei 15 jandarmi care mă așteptau. Și na, nu știu, eu revă totul foarte slow motion pentru că eram foarte mult. mi-am luat gheozdanul, mi-am zis să salut și mergeam și mergeam și la un moment dat au din spate, bro! Și nici Andrei, nici Matescu nu zic bro cu mine chiar așa și m-am întors și era era unul dintre civili care efectiv stătea așa. Și m-am întors, mă uitat la el și mi-a zis Nu dai fist bump cu mine? și <răzări> la fel în slow și m-am întors. Și m-am întors. Am intrat în dubă. N-aveam loc, am stat în brațele unui jandarm. Era plin de jandarm. Nu glumesc, deci era șofer, vă jur. Era șofer, capitan, încă un om. Om, om sub mine, că stăteam în brațele lui, om, și încă trei în spate, fără niciun mișto. așa era. În dubă aveam toate filmele posibile, pe lângă faptul că eram transpirat, mă gândeam, cât le zic că am dat, cât, de unde am luat, ce se întâmplă, cum, ce, cum scap din atât, cât de grav o să fie, ce o să se întâmple. Ăștia m-au ținut, de vorbă, mi-au zis că, e, e, prindem test de ăștia ca tine, așa, de, dar doar de plăcere, nu, nu te ocupi și cu... Ce să le zic? Nu, evident că nu, pentru rând. Am mers vreo 10 minute cu duba, era destul de nașpa că-mi intrau genunchii jandarm. <gânări> am tras pe dreapta, am coborât și ne-am dreptat spre un hotel foarte fancy, nu înțelegeam cum e posibil să fie hotelul atât de fancy, cu puși, automate, cu om la recepție cu... și eram preșmânii de toți acești jandarmi. adică n-au rămas unii în mașină, nici șoferul nu au încuiat mașina, aveau toți cu mine am trecut de portița asta electrică, eram, băi, unde mă duc ăștia? Și efectiv, nu știu, dar cine a mai fost prins de gardă ca mine, sigur știe, există această secție de poliție într-un hotel super -șmecher în centrul Bucureștiului. It's completely unexpected. Nu, chiar nu te ai cum să știi că asta se întâmplă. E, efectiv, s-a deschis la un dat un ușă și tot frumosul s-a terminat și am intrat într-o secție de poliție din, filme, cu, din, filmele comuniste românești, cu dalea mari de metal, cu, nu știu, tencuiala căzută, cu... Oribil! <laughs> și era o masă lungă, așa, mi-am iau loc în capul mesei. Eu le că nu, că nu vreau să plătesc. Ha, Și... Era un fel de cina cea de taină, pentru că eu stăteam aici în capul mesei, erau trei sau patru oameni în dreapta, trei sau patru oameni în stânga și capitanul în capul mesei, dita partea cealaltă. Mi-au dat două foi veline, așa ca astea, doar că nescrise, le-au îndoit într-o parte așa cum se făcea când eram mic, mi-au aruncat un pix de la cel mai ieftin, doi lei mi l-au pus aici și ăsta de aici de lângă mine era singurul care mai vorbea cu mine și a zis, hai, Subsemnatul, cum te cheamă? să scriu. Subsemnatul, Constantin Hai, domiciliat, unde? Efectiv, deci el vedea ce scrie și mi-a zicea. Hai, domiciliat. Domiciliat, la... Da. Bun. Declar că am fost prins. La ce oră ai fost prins? Și m-am uitat la el. Și eu știu la ce Au dat capitan. Colegul, la ce oră l a prins pe băiatul ăsta cu, cu bicicleta? i-a zis că la ora 12 și nu știu, că ai scrie la ora 12. Pe ce, pe ce stradă erai? Nu știu, eu știu unde, m-am oprit eu cu Matescu și cu Andrei. M-am oprit unde era Matescu, adică chiar nu știu. Tot așa, mi-a zis el la ce adresă și la un moment dat a venit întrebarea cu și cât, cât, ai dat pe, cât te-a costat, cât... Și am zis, băi, eu nu -o, o să, le arăt că sunt consumator și că știu și că e 50, că poate să și mai ieftin, a zis, băi, 60. 60. Nici pe prostul să zic, 70. 60, atât am dat bun, scrie acolo, 60, 60 de lei. Nu m-am gândit cu doi pași înainte, cum credeam, că cu următoarea întrebare a fost, da, de unde? M-am blocat cu pixul așa în mână. că am luat-o din, că până aici mi-a dictat el cumva și începeam să las la ce scriu și stai un pic, că nu știu ce să zic aici, adică a ști, dar nu o să zic. <laughs> și m-am uitat la el iar și am zis, nu știu. <laughs> Vă jur că e tot ce ai știut să fac. Dacă asta e funny, răspunsul lui e și mai funny. Cum ai zis? Bun, scrie acolo. Nu știu de unde am procurat-o. <gânători> și m-am gândit, wow, atât de simplu. <gânători> și ai zis, ok, nu știu de unde am luat-o. Sună telefonul, ar trebui să-l pun pe airplane mode. E Mateescu, da. <gânători> 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 nu știu de unde am luat-o. Și, nu, ăsta tot insistat. Dar totuși, ai luat-o din zonă? în contextul în care eu cu 10 secunde înainte ziceam că nu știam pe ce stradă eram, eram doar în centrul Bucureștiului. i zis, da, 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 în zonă, în zonă, din zonă, ok, din zonă. Okay. Uh, și mă, întreabă capitanul, auzi, dar tu ai mai avut antecedente, e prima dată? e prima dată, spui cu minte. A, dacă e prima dată, stai liniștit, la cât aveai la tine, nu o să pățești nimic, poate că nici amendă acasă nu primești. La vedem, oricum, vedem, dar oricum să nu, să nu se mai... Deci a doua e mult mai rău, din capul mesei. ok. Am continuat să scriu acolo, credeam că se termină toată treaba asta, în fine, ăsta am tot dictat, eu tot scriam. Tot... Era așa o tensiune în aer. Ce e și mai fani este că toți oamenii de la cina acea de taină se, se, holbau la mine, cum vă holbați voi acum. Adică, în rarele ocazii când ridicam ochii din foaie, se uitau toți ochii ăștia la mine. Nu se uitau în telefon, nu vorbeau între ei, nu, 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 se uitau la mine. Mă simțeam foarte judecat. Oricum că capitanul are, el te cheamă, ăsta e numele tău. Asta e clasic pentru mine, dar da, până și el. Și nu știu cât a durat asta, poate un sfert de oră, 20 de minute și la un moment dat se deschide ușa. Mai intră un jandarm, trece așa pe lângă noi, pe lângă toată masa asta mare, se până mai acolo, se întoarce, face el treaba. Și la un moment dat, cu capul în foaie scrit, aud, auzi tu nu ești băiatul ăla de pe YouTube? Bă, vă jur. Eu n-am apucat să zic nimic, pentru că capitanul a zis, cine are el? Eram deja prieteni, adică și eu mă uit la asta zic Da, eu, dar care YouTube? Adică fac multe, care? Pe... Tu nu ești mă ăla de l-ai filmat pe domnul Domnul ăla de n-a vrut să-și prezinte actele cu poli... L-ai ajutat pe polițistul ăla, foarte mișto ce ai făcut Lasă comentariile, știa și el Tu ai făcut o faptă bună, ești băiat bun Deci mă, mă bucur că ai stat acolo, că te-ai te -ai băgat în caz Bravo ție Capitanul super curios Dar ce-a făcut, dar ce -a făcut băiatul? dacă cu... Efectiv, 30 de secunde mai târziu 15 telefoane, toți se uitau la viralul cu domnul take. Vă jur. Oreganul era aici, pe un cântăraș, eu eram cu foile aici, treia să scriu, dar n ce să mai scriu, că ăștia se uitau. Eh? Ăla jandarmul care m-a recunoscut era super mândru de el, că se înțelege cu așa. Capitanul, colegii, mai are bicicleta acolo, domnul Ariel. Eram prieteni. Așa că tot nu e 500 de lei, intră și faza asta. Și o să vă explic de ce, pentru că s-a terminat declarația la 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 la, mi-au sigilat la au pus în plic la, la la e un proces foarte drăguț. Și mi-a zis, hai, te ducem, te la bicicletă? Mai vrei să mergi cu noi sau e pe jos? E un taxi? Ce să le zic? da, hai. Sunt în dubă, 15 oameni în brațele la acela. M-au lăsat la bicicletă, bicicleta acolo și mă atesc cu și Andrei. Mă așteptam, băi, ești ok, bă, să vă zic o poveste. Basically, cred că le-am zis toată povestea asta, mor or less în seara aia și da. Era 2017, de atunci cred că o țin în cap, o repet, se întâmplă asta acum. Apropo de a fi prea vedetă și cum mi-a afectat asta viața. Că vă ziceam că m-am expus mult timp pe internet. Din să cred că mi-am pierdut virginitatea pentru că m-am expus pe internet. Când eram mai mic, eram plin de acne. Și mai că mi-a nu mă văzut niciodată cu o fată. Și la un moment dat m-a întrebat, nu mai știu, eram în clasa 9, 8, 9, Mă a întrebat, el, da. Tu ești ok? <laughs> Ai prietene? Nu știu, îți plac fetele? Se întâmpla ceva foarte interesant în perioada aia, că erau printre primele marșuri gay, LGBT, bla 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 în București, în perioada în care marșurile LGBT genera un alt marș sau un alt protest al noi drepte, care era cam de 10 ori mai numeros și era pe lângă și aruncau cu pietre și făceau urâri la, la Eu îmi luasem o căciulă roz, mergeam pe role, eram super. <laughs> <laughs> și mergeam prin marșul ăla LGBT. Probabil că toate lucrurile astea au general mai cum ea ideea, știi, ai tot încerca multe creme de față, na, era nașpa, nu vrei să te ducem la să rezolvi, poate merge, că am auzit că merge. Și am refuzat, eu mamă mama, never, cum să, să mă duci tu la prostituate? Nu, nu vreau, nu. Dar mi-a rămas în cap chestia asta, că ea chiar nu știa ce să mai creadă despre mine. E, cam în perioada aia, eu eram exmatriculat din școală și deveneam prima dată vedetă, apărusem prin toată presa în 2007 cu numele ăsta, am noroc cu numele ăsta, cărucior, cărucior, dar uite că am meritat până la urmă, că mă ținem în lumea mea. Um, și aveam un blog și la 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 și afla aflat lumea de mine și la un moment dat mi-a scris o tipă pe ea, cu Messenger, aia era perioada aia, m-am văzut cu ea, ne-am prietenit. i-am dovedit lui maică-mea că uite am iubit-o, totul e ok. și la scurt timp nu mai știu cât a durat, a durat un pic, că ea nu era virgină, dar eu eram. Și s-a întâmplat treaba asta, dezvirginarea asta. Looking back, ea zice, miracolul din Orientul Mijlociu. Pentru că ea e boaică și cu siguranță ea știa că vreau pentru că fusese exmatriculat, era toată povestea asta, bla bla bla. Evident, atunci nu m-am gândit că ar putea să o fie excitat și treaba asta, acum însă îmi pun problema asta. Că e un fel de a... Aha, vreau. Nu știu. Am vorbit de Tinder. Am vorbit și de Grinder. Dar ăla cu care oregano Dar n-am vorbit de grinderul celălalt Celălalt grinder E paralel al lui Tinder, e foarte veche Tinder cred că s-a făcut pentru că grinder basically. O aplicație care îți arăta unde sunt ceilalți oameni Care mergeau la marșul La care mergeam și eu, la LGBT cu căciulă roz E o aplicație de dating pentru gay people Foarte simplu Foarte, foarte veche Mi-am că eram în Praga la nu știu ce conferință și cunoscusem un băiat care era gay și el mi-a arătat cu aplicația aia. uite, un tip aici lângă mine la 15 metri și îmi scrie. Și asta e vremea în care nici iPhone 4 nu ieșise. Adică eram absolut șocat de cum îl Și ăla venit la masa noastră și am știut să vorbească și what the fuck. Și a doua zi și știu că am fost absolut șocat că am mers. Păi ne-am făcut. Hey, hey. What? Așa merge? Uh, da, și m-am mâncat în fund să văd ce cu aplicația asta. Acum eu nu o să vă întreb cine și-a mai instalat grinderul vreodată și nu știu eu că voi aveți afinitate. Da, nu o să răspundă nimeni. Dar vă zic, eu mi-am instalat. Eram super curios. Și vă zic cum merge treaba. A durat 10 minute. După ce mi-am dat login, mi-am instalat aplicația mea așa. Nu am prea gândit lucrurile în avans. Ca prost am apăsat pe login with Facebook și nume, nume real, vârstă reală, cele mai frumoase poze. Și știam că sunt șanse să mă recunoască cineva dar too late, efectiv 10 minute a durat, să primesc 10 mesaje diferite, dar nu-s mesaje text, cu poze. Multe poze. De toate mărimile și culorile și cu sau cu fără prepuți și... Huuu. Și m-am speriat. Bă, m-am uitat la unul, m-am uitat la două, nu vrea să cred, curgeau. Nu dădusem niciun swipe, deci nu e ca la Tinder, că dai swipe, că te... Nu, la instant. Chestii de genul, cauți ceva acum, și m -am speriat, efectiv m-am speriat, am căcat pe mine. Am ținut mai lung pe aplicație și am dat delete. Ce a fost? În caz că nu știți cum e pe Grindr, v-am zis eu. Asta prima dată. A doua oară. Cumva, uite cum e creierul, m-a excitat gândul că poate o să primești mai mult de 10 mesaje cu 10.000 de poze în 10 minute. M-am gândit că poate pot să-mi bat recordul dacă nu îmi dau login cu Facebook-ul, ci am gândul fake it. Alegă niște poze. O să vă întrebați acum de ce mi-aș pierde vremea cu asta, nu? Nu știu. Dar ă, telefonul meu e așa deștept încât pur și simplu m-a locat automat, iar deși șterse să aplicația cu același Facebook. N-am primit la fel de multe poze și mesaje și așa. Era vreo două noaptea, era o zi de marți, adică n-avea niciun sens. Pe Tinder lucrurile nu merg așa, asta poate că știți, eu clar n-am primit nicio poză cu opusul a ceea ce am primit acum. Nu, nu te întreabă lumea dacă vrei să ieși, dacă cauți ceva acum, chiar și dacă cauți ceva acum. Toată lumea ce nu căuta ceva acum. Eu vreau să te cunosc. Și nu știu. Ăștia erau fix altfel. și mai primesc chiar și niște poze, nu mă mai sperică că deja știu. Un singur om, stă și scrie așa, hei, ce faci? Și cumva m-a încurajat stilul ăsta de, ce rău poate să-mi fac? Hai să-i răspund. <laughs> Două noaptea marți. Hei, salut. Ce cauți? Nu știu. <laughs> și omul zice, dar nu poate, ești curios, nu? Sau ce? Nu știu. Auzi, dar tu ești top sau bottom? nu știu. <laughs> și face el pe aia, sau versatil. Deci top dai, bottom ei, versatil și dai și ei. Nu știam, am învățat. Am vorbit, drăguți. Acum când povestesc, când dau seama că sunt fix ca o tipă agățată, fix așa mă simt, looking back, așa mă simt, un om care avea foarte multă răbdare cu mine și trăgea de mine căuta subiecte de discuție și era nice și... Și pe-a mea uite, dacă vrei să ne vedem, putem să ne vedem acum, drumul taberei, ăsta e numărul meu de telefon, nu mi-a nicio poză, dacă... Și pe-a să tragă de mine. Așa am făcut. Like, What the fuck is going on, man? Uh, și am fost curios. Și m-am dus, efectiv, să văd... Dacă îmi place puța! <laughs> Și dacă vă întrebați dacă ăsta e un coming out... <laughs> nu e un coming out. Uh, uh, nu e un coming out. Am concluzionat că îmi place doar puța mea, așa tăiată. după ce s-a întâmplat toată asta, pentru... vă ziceam că sunt ca o fată agățată, mi-a ai, dar rămâi, da, mai stai, da, dormi, dar de ce că i târziu, că mai... Uf, nu, m-am îmbrăcat repede, nu, salut, drumul taverii. Ce a fost asta? Pe hol, încălțându-mă, omul mi-a zis, Știi, eu m-am mirat că te-am găsit pe aplicația aia, că eu știam altceva despre tine. Că eu te-am de mult timp pe Instagram. M-a distrus replica asta. Am simțit să-l cert, cred că l-am certat în gând. Man, dar nu puteai să -i mai repede. Bun. Deci, nu e că fac reveal e cert că nu e asta. Mama, dacă te întrebi, și oricum, zic eu asta ca să nu zici tu, deci mai maica mea dacă vede asta în clipa asta Până în clipa asta Deja creierul ei gândește Clar e vina mea Eu l-am întrebat dacă e gay L-am mâncat în cur Din cauza mea a vrut să Da mama e vina ta Uite tocmai îți confirm public am niște de față cu prieteni It's not that No, no, it's ok <laughs> Și dacă mă întrebați ce vreau de fapt de la toată povestea asta Este să fiu iarăși vedetă în București dacă în 2017 nu mai suportam să mă oprească ăștia să mă întrebe care e faza cu, cu tribu, cu la la la, la cu a, cu exmatriculare, acum vreau să nu mai rețină lumea ca fiind el cu nume de detergent, Ariel exmatriculat, Ariel cu pe bicicletă, Ariel... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Iar el, care a venit și a povestit de domnul Tache, că a încercat o puță, că a văzut care e treaba. Că nu are cum, adică sigur prin de marketing. E marketing. Și de aici monetizăm. Că asta fac eu, monetizez pasiunile toată ziua, bună ziua. Și cred că asta mai se întâmplă. V-aș zice că ăsta am fost eu și că am terminat. <laughs> Dar n-am, n-am terminat. O să închei, o să încerc să închei, zicându vă că am încă două bunici în viață, Doamne, ajută. Și vă, vă asigur că se vor uita la ce se întâmplă aici, și vă asigur că o să și creadă cam tot ce am zis. Și eu trebuie să-mi asum asta. Sper să mă mai iubească. Apropo de bunica, astăzi bunica mea din Israel, Mama Efrida, a făcut la ora 1. A doua, a doua, injecție de vaccin. Felicitări ei, știu. Israelul se mișcă mult mai repede, nu se intru în chestia asta, corona, la la. Ideea e că mi-a zis mama e foarte fericită că știi ce se întâmplă mâine când mă vaccinez, primesc o brățară verde. Și am rămas așa, bă, de ce? Bră de ce? Și mi-a zis, pe, la noi e carantină și la când te vaccinezi, când final ai vaccinul făcut, primești o brățară verde și poți să ieși din țară, din casă și să te primi Na, stai în casă, ai drepturi full. Și automat m a gândit că trebuie să pe o notă pozitivă toată nebunia asta, și nota aia pozitivă e că chiar dacă până acum am stat atât de mult în casă, urmează un festival de ăsta global. Dacă primim o brățară verde. Și dacă până acum trebuia să ieși la festival fără să bagi în tine, acum trebuie să bagi în tine. Și ironic, dacă până acum ăia vârstnici nici nu aveau acces la festival sau nu erau în mare mod, ăia se duc primii acum la festival, noi ultimii. Și asta e nota cu care vreau să vă las. Cred, asta e tot. Cred că am terminat. Da, vă mulțumesc tare mult că ați fost aici. Thank you. A fost obositor. Uh, putem să oprim camerele pentru că vreau să zic următoarea chestie. Uh, avem cam o oră și jumătate maxim. Și, grame. și și nu știu câte grame aveți la voi, eu n-am nimic. <laughs> Și după aia, măcar unii dintre voi Să mă ajutați să fac curat Că până în ora 10 trebuie să se liberăm Eu n-am fost la nicio petrecere de când e pandemia Nici măcar de revelion -Reve pe cum v-am zis Și jur că vreau să-mi rup capul acum Și să dansez, asta e tot ce-mi doresc Sper să vă doriți și voi asta That's my wish Și uh, yeah, I fucking love you all guys <fie> Nu ne <totipă cu soala, totipă> abținem de la nimic atunci când ne apucă Dacă e greu acum o să fie super după Nu am abținem de la nimic atunci când ne apucă Dacă e greu acum o să fie super după